Salutare lume, astăzi am primit la reparat acest amplificator de putere. Uitați și voi marca și seria aparatului, puteți găsi pe internet. Așa, uitați, vă arăt și partea din spate acestuia. Uitați și voi puterea, tot ar trebui să pun mai așa. Uitați intrările, ieșirile, partea de alimentare. Ventilatorul nu este un amplificator din asta cum e din Akord sau QSC este. Na, ceva mai entry level, ca să spun așa. Uitați, are mai multe șuruburi de prindere, fante de pentru aer, ca să-și tragă aerul. La fel și aici în față are o pânză. Problema la amplificatorul ăsta este că nu pornește deloc. Așa, deci l-am băgat în priză și nu pornește. Chiar am să-l și desfac. Deci acum mă apuc de desfăcut la el și am să dau capacul ăsta jos. Deci, după cum puteți vedea, am desfăcut și stația. Uitați aici. Așa, deci aici este etajul de amplificare pe care l-am măsurat și nu am nimic în scurt circuit. Aici este transformatorul toroidal. Are tensiunile de 0,48 de volți, deci 48 de volți curent alternativ pe ramură, are puntea asta de diode, condensatorii, uitați și voi, sunt 10.000 de micro pe 80 de volți. Am măsurat curentul pe final și curentul ajunge undeva la 2 ori 60 de volți. Problema este că releul nu cuplează, nu știu de ce. Siguranța de la alimentare am găsit-o arsă, uitați și voi. Siguranța de ce este arsă. Am înlocuit-o cu una de 4 amperi, pentru că oricum 4 amperi ajunge, nu cred, consumă mai mult de 700 de W. Și acum am să măsor să văd care este problema, de ce nu cuplează protecția. Am făcut câteva măsurători cu osciloscopul și am făcut comparații între canale. Deci canalul ăsta de pe partea de aici este bun. Tensiunii pe ieșire nu am, dar aici am tensiunii pe ieșire pe celălalt canal. Am măsurat pe rezistența asta de 12 kΩ de la ambele canale. Am observat că asta se încălzește, deci am pus osciloscopul pe partea asta și îmi dă tensiune de 55 de volți, ceea ce pe celălalt rezistor nu am tensiunea aia de 55 de volți. Am măsurat tranzistorii ăștia de intrare de pe inversoare și non-inversoare și pe pinul ăsta din partea asta, pinul 3, am tensiunea aia de 55 de volt, ceea ce în partea asta la altă nu îmi indică niciun fel de tensiune pe osciloscop. Deci am ajuns să cred că tranzistorii ăștia de intrare sunt arși. Uitați și voi ce tranzistor are. Deci 2SA1013 pe partea asta. Așa, uitați și pe intrare ce tranzistor are. Așa. Uitați și ăștia la alți. Așa, de 2SC2383. Uitați și tranzistorii finali care sunt. Așa, prefinalii. Dar nu se vede, cred că e pe partea alaltă. Uitați aici, deci are pentru distorsiuni aici pe placă. Până la urmă, problema care a fost la acest amplificator, vedeți și voi, deci din asamblare cum a fost el făcut, a avut o bilă din asta de fludor. Uitați aici, a avut o bilă de fludor pus chiar între pinul 2 și 3 de la acest tranzistor. Deci m-am uitat sub tranzistorul ăsta la pinul ăsta de aici de jos și au avut bila de fludor poziționată între cei doi terminali. Deci aici, deci 2 și 3 cum ar veni la capsula asta de tranzistor. Deci asta a fost problema la acest amplificator. Deci cel de acum este funcțional. N-am înlocuit nicio piesă la acest amplificator. Da, deci am să-i fac o probă. La început am crezut că semireglabilul ăsta
se ocupă cu partea de bias, dar din păcate nu este așa. Semireglabilul ăsta este partea de offset care reglează curentul pe ieșire. Așa l-am reglat la 0V. Și partea de bias nu are pentru reglaj, deci biasul este reglat prin două rezistențe. Deci am să-i fac o probă pe oscilloscop să vă arăt și vouă puterea acestui amplificator. Am să folosesc rezistența asta. Am observat că are diodele de reglare pentru curentul de mers în gol. Uitați, deci pleacă pe firul ăsta de aici și se duce undeva pe sub placă pe acolo. El îi se văd din partea asta că sunt prinsi pe radiator, deci în momentul când se încălzește curentul de mers în gol, crește pe rezistențele astea. Am măsurat și am observat cu ajuns la 12 mV. Deci el singur se ajustează automat. La acest amplificator nu există intrare balansată, decât nebalansată. Are un singur operațional pentru preamplificare. Pe partea de ieșire, protecția asta nu face partea de scurt circuit la fire, deci dacă atinge spirele la boxe accidental când e volumul dat la maxim, acesta nu va acționa, deci amplificatorul se va arde. Așa. Bine că se poate face tipul ăsta de protecție, se poate opta la un tranzistor pus pe această bobină și făcut ca să oprească curentul din releu, bineînțeles cu un semireglabil ca să nu oprească la 4 ohm, să oprească, eu știu, la 1 ohm sau la 2 ohm. Acum am conectat oscilloscopul pe rezistență, uitați, am pus masa în partea asta de aici și sonda pe plusul de la rezistență. Acum am să fac testul pe canalul ăsta de aici, pe left. Semnalul am să introduc pe ambele canale. Acum am să reglez partea asta de intrare. Vedeți și voi. Acum când fac reglajele o să meargă amândouă simultan. Încă nu i-am dat drumul. Osciloscopul este reglat, vedeți și voi, la 80 de volți. Așa, acum am să-i dau start. Așa, deja o pornit, uitați, la 1 kHz. Și l-am dat o leacă mai așa. Acum am să măresc pe intrare, uitați, am 300 de mV și 15 volți pe ieșire. 400, deci ușor, ușor măresc. Uitați și voi, apare linia asta groasă, ciudată, care nu știu de ce, la ce poate să fie. Deci acum au dispărut. Am ajuns în pragul de clipping. Deci am ajuns la 1,4 V peak to peak. Uitați și aici, deci o depăși puțin 40 de volți pe ramură, deci dacă îl dau o leacă mai tare, începe să distorsioneze, cred că undeva la 44-45, pe acolo. O să trebuiască să găsesc defectul ăsta, deci apare, uitați și voi, deci numai pe ramura de plus apare, deci pe cea de minus nu apare. Am să măresc o leacă scala, uitați, deci cum apare. Da, și voi. Rezistența frigii, radiatorul e călduț, deci tranzistorii nu mai pot ține degetul pe ei, oricum cred că au undeva la vreo 60 de grade. Așa, deci acum funcționează canalul ăsta care nu a avut nicio problemă. Dar bănuiesc că și canalul ăsta funcționează la fel, dar am să mut
acum să văd dacă mai apare problema asta de aici, care o vedeți și voi. Acum am să opresc semnalul. Acum am mutat pe celălalt canal ca să-l verific. Așa, am conectat și multimetrul ăsta, uitați la tensiuni direct, aici pe curent continuu, uitați și tensiunea lui pe curent continuu. Așa, deci acum am să pornesc generatorul direct la capacitate maximă, primul canal și al doilea, deci ambele canale. Uitați și voi cât arată, deci au ajuns tot la 40 de volți, arată aici RMS 28. Uitați tensiunea cât o scăzut, deci de la 60 la 53. Am să dau o leacă mai tare, deci uitați pe canalul ăsta merge o leacă mai tare, posibil să fie aici de la cabluri problema asta. Uitați, am ajuns exact la același prag ca și celălalt, uitați și valoarea RMS 30 de volți, frecvența 1 kHz. Așa, pe aparat, uitați, mi indică 52 de volți, deci asta e căderea de tensiune. Oricum, acum ce aici sunt eu curios, în afara faptului că se încălzește, sunt curios să văd curentul alternativ la cât scade. Să setez aparatul pe ASIU și acum am să verific curentul alternativ. Uitați aici, direct pe punte. Uitați și voi curentul alternativ, tot scăzut de la 48 de volți la 42. Toroidalul acum e rece, deci nu se sesizează temperatură sau ceva. Probabil că dacă ar fi să-l folosesc vreo câteva ore sau să-l las așa, poate e posibil să încălzească. Radiatorul frige, dar încă pot să mai țin degetul pe el. Tranzistorii finali nu pot să țin degetul pe ei. Deci, da, cam ăsta e testul. Vedeți și voi, deci pe partea asta mi-apare partea asta de undă. Uitați și voi. Deci oricum se vede mai puțin decât pe celălalt canal. Probabil să fie și ceva de pe la tranzistorii ăștia care sunt pe aici. Sau poate să fie și de la bias. Biasul e reglat fix. Nu are nimic de a face cu temperatura, deci pe radiator ce vedeți aici, ăștia sunt prefinale, ăștia mici de aici. Ăsta e senzorul lui de temperatură care mărește curața la ventilator. Ce mare, mare finale audio. Și cam atât. În carcasa asta se poate opta la un kit din asta de amplificare mult mai performant, care se poate folosi tot pe transformatorul ăsta și pe puntea asta de aici. Deci carcasa este destul de mare, uitați, s-a aprins și LED-ul de clipping, cu totul că încă n-am ajuns în clipping. Am să măsor cu ruleta să vedeți și voi dimensiunile care le are. Uitați, așa. Da, și voi trebuie să-l opresc. Și vă spun și de ce îl opresc acum, din cauza că rezistența s-a supraîncălzit și a început să scoată fum. Deci e jali. Da, și voi ce am făcut cu sonda asta de la osciloscop. Deci am topit sonda de la osciloscop, bine, asta e numai partea din cap, deci cu partea dinăuntru n-are nimica, e destul de nasol, o să trebuiască să-l refac înapoi cu un cutter. Până la urmă am găsit și de ce mi-apărea pe osciloscop chestia aia ciudată, așa, deci din cauza la LED-ul de clipping, eu am măsurat cu osciloscopul direct pe butonul de volum. Deci am măsurat și pe partea de intrare, pe intrare nu are nicio problemă, deci fix aici la butonul de volum apare problema. Problema apare în momentul când dă să se aprindă și becul de clipping, deci el e conectat pe partea de
clipping și de la ăsta apare, deci ar trebui să fac ceva să deconectez LED-urile astea de pe intrare și să le trec în altă parte ca să nu mai mi-apară acel efect. Uitați și dimensiunile. Deci, dimensiunea la transformator, uitați și voi. Deci cam asta au fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un videoclip destul de curând.